Dator și managing director, mă chem Pia. Vă rog, am vrut. Pentru că n-am cum să concurez cu Sergiu, sunt spontană și energică și umilă, așa. Pe final o să vă prezint puțin, o să trec puțin prin site-ul nostru ca să vedeți de ce tot acest baz cu content marketing și de ce acum, după ce am împlinit 10 ani, am făcut această schimbare de la un PR tradițional la un PR de conținut. Noi suntem foarte mândri de site-ul ăsta și cu această ocazie vreau să-i mulțumesc din nou la Ena Oară lui Ștefan de la Storylens, care ne-a ajutat în toată dezvoltarea identității vizuale și a site-ului și au fost niște super drăguți. E un site super simplu și curat și are content care credem noi că e relevant și o să fie relevant, pentru că e un site viu care o să fie updatat continuu. Am lansat ieri și un comunicat de presă, care e primul nostru comunicat de presă digital. Din păcate nu știu dacă pot să vi-l arăt acum, dar o să vă invit să intrați să-l vedeți. E pe Andreea, dacă mă chem, PR/content, PR.ro, da? Unde toate părțile comunicatului sunt share-ibile în mod independent. E chiar interesant, chiar vă invit să-l vedeți. Ce clienți vă doriți? O să te întrerup, pot să întreb? Mm-hmm. Ce clienți căutați? Cine crezi tu că o să vină să vă ceară? Deja vin. Chiar le spuneam colegilor, colegilor mele astăzi, că ultimele trei pitch-uri pe care le-am câștigat, toate cele trei pitch-uri pe care le-am câștigat, brief-ul a fost pe o platformă online în care agenția trebuie să creeze content relevant pentru targetul companiei respective. Am observat asta în ultima perioadă din ce în ce mai des, clienții vin și cer asta. Clienți care au înțeles că marketingul de conținut e trendul acum și va fi în următorii 2, 3, 4, 5 ani. Avem un client foarte drăguț, o companie care face cupcakes. Cred că nu sunt multe companii de cupcakes care își angajează agenție de PR. Ei sunt foarte, foarte drăguți și au înțeles care e treaba cu marketingul de conținut și o să vedeți în curând cum arată proiectul pe care îl facem acum împreună cu ei. O să vă invit să vedeți, o să fie și pe site-ul nostru. Cam atât. Vă invit să vedeți site-ul, să intrați pe el, să-l accesați, comunicatul nostru digital și să urmăriți proiectele noastre viitoare. Mulțumesc, Mora. Vă rog, dacă aveți întrebări. Când o să vedem primul client cu primul conținut de marketing? În cât timp? Păi deja avem, asta zic. Am înțeles. Deci când o să-i puneți pe site? Să știm, să putem să vedem exact. În curând. În curând, nu? Da. Oricum, toate proiectele care sunt acum listate pe site sunt câteva care sunt chiar interesante. Da, spune. La Luca. Sandra. Bună. Felicitări pentru noua poziționare. Vreau să întreb pe clienții cu care ați lucrat în mod tradițional.
Adică rămâneți și ai spus că vă mișcați de la genul de agenție tradițională, sau servicii tradiționale, pe zona de content. O să fie o chestie exclusivă sau cum o să funcționeze? Dar Ruxa, nu, asta nu înseamnă că nu o să mai facem evenimente sau nu o să mai facem conferințe de presă, nici într-un caz. Doar că încet, încet o să încercăm să ne educăm și clienții să migreze către acest către marketingul de conținut și noi cumva ne asumăm acest rol educativ. Adică asta încercăm să îi educăm. Dar exact ce ziceam și înainte, nu înseamnă că nu o să mai facem și celelalte activități de PR tradițional, evident. Mulțumim frumos și mult succes! Abia așteptăm să vedem primele studii de caz, să vorbim pe ele. Dimineața am început vorbind despre importanța design-ului și despre cât contează în acest moment design-ul. Iar Kit a spus la un moment dat că există design de sunet. Și